Anchetatorii spun că furtul de la compania de furnizare a electricității este foarte bine pus la punct și este posibil să fie opera unor profesioniști. Indivizii au intrat în sediu purtând cagule și mănuși, îngreunând astfel treaba criminaliștilor. Polițiștii au stabilit că cel puțin 3 persoane au participat efectiv la furt și probabil o a patra s-a aflat la volanul mașinii cu care s-au deplasat. În noaptea de marți spre miercuri, caseria Enel de pe strada Primăverii a fost spartă. 3 indivizi au intrat în sediu și au furat 2 dintre cele 3 aparate cu ajutorul cărora clienții își puteau plăti facturile. Paguba se ridică la 71.000 de lei. Atacul a fost dat la puțin după ora 1 noaptea, când în sediu nu se afla nimeni. Paza este asigurată doar pe timpul zilei. Cei 3 au forțat ușa de la intrare și, în mai puțin de un minut, au reușit să ia pe sus 2 dintre cele 3 aparate de plata facturilor, de aproximativ 90 de kilograme fiecare, și să le transporte afară. Prejudiciul se ridică la aproximativ 71.000 de lei, fiind vorba de suma de 59.000 de lei aflată în aparate și 20.000 de lei contravaloarea aparatelor. Criminaliștii nu au găsit foarte multe la fața locului, pentru că suspecții au fost precauți și nu au lăsat amprente sau alte indicii. Hoții nu au avut decât să scoată aparatele din priză și să le ia pe sus, pentru că nu erau asigurate în niciun fel. Sediul este supravegheat permanent prin sistem video și senzor de mișcare. Colaborăm cu Poliția Constanța, care face cercetări pentru identificarea făptașilor. Facem precizarea că bunurile sustrase, respectiv 2 aparate Rompei, aparțineau partenerului nostru Rompei, care colaborează cu noi și organele de cercetare. Se arată într-un comunicat dat de Enel. Cei care au folosit aparatele furate pentru a plăti facturile pentru energie electrică nu vor avea de suferit din cauza jafului. În ultima lună au fost înregistrate mai multe spargeri în orașul Constanța. Pe 13 ianuarie, un magazin de parfumerie a fost golit în mai puțin de 2 minute.